Un român s-a spânzurat ieri dimineață într-un centru de detenție din Franța. Bărbatul în vârstă de 45 de ani se afla în hexagon de 2 ani și lucra ca muncitor în domeniul construcțiilor. El a rămas fără acte și a fost închis la sfârșitul lunii trecute, iar apoi urma să fie extradat în România. Bărbatul s-a opus acestei proceduri pentru că în România nu mai avea unde să locuiască. N-au avut însă succes, așa că a ales să-și pună capăt zilelor.